Are 14 ani și de 6 duce o luptă inegală cu o boală necruțătoare, tumoră cerebrală cu patologie celulară rară. Pe scurt, cancer. Andreea Dumitran, o fetiță din Câmpina, avea doar 8 ani atunci când copilăria i s-a transformat în coșmar. Ani petrecuți prin spitale, tratamente peste tratamente, ședințe chinuitoare de chimioterapie și radioterapie. Toate pentru a câștiga această luptă mult prea grea pentru un copil. Din păcate însă, acum lucrurile s-au înrăutățit. Ultimul rezultat RMN arată că tumora de la cap a recidivat pe tot meningele coloanei. Deci am mers inițial în 2009 cu tratament de radioterapie, a urmat un tratament de 2 ani cu chimioterapie în țară și o stabilitate a bolii de 2 ani plus încă 2 după 4 ani. Din păcate, în momentul în care noi vorbim, veștile nu sunt la fel de îmbucurătoare. Așa este. Acum boala a recidivat. Ba mai mult, celulele canceroase care erau pe trunchiul, în trunchiul cerebral, au ajuns și pe coloană. Suntem disperați. Șansele Andrei de recuperare în țară sunt inexistente. În momentul de față, singura soluție reprezentând un tratament pe care fetița ar trebui să-l urmeze la o clinică din Germania. Ședințele sunt extrem de costisitoare pentru veniturile modeste ale familiei. 4.000 de euro costă o singură ședință, iar noi în acest moment nu știm câte astfel de ședințe vom face. Ce ne permitem la momentul acesta e drumul până acolo și o ședință, dar nu știu ce va fi. Iar în afară de chemoembolizare va trebui clar să continuăm și tratamentul pe care l-am avut pentru tumora de trunchi cerebral, care oricum trebuie continuată în clinică. Andreea Dumitran a fost și este un copil de nota 10. Premiantă încă din clasa 1 până la începutul acestui an școlar, când a trebuit să întrerupă, din păcate, cursurile din cauza bolii. Părinții nu abandonează însă lupta cu boala unicului lor copil. Nu pot să accept faptul că nu mai există o soluție. Nu. Mintea mea refuză să gândească așa. Deși medicii îmi spun că umblăm după cai verzi pe pereți, că ne ducem la dracu în praznic, expresii ale medicilor din România. Dar nu pot. Firea mea nu mă lasă să abandonez, să mă uit cum Andreea se înrăutățește pe zi ce trece. Ce-și dorește mama Andrei pentru unica ei fiică? Am lângă mine. Este singurul lucru pe care îl doresc. O puteți ajuta pe Andreea trimițând SMS la 8828 cu textul Andreea sau prin donații în conturile deschise pentru ea la BCR, sucursala Câmpina. Titular cont Dumitran Gabriel, RO 46 RNCB 020 80 100 236 20001, pentru lei RO 13 RNCB 020 80 100 236 20 0013 pentru euro.